Bună seara, tocmai am ajuns la hotel. Sunt la hotelul Carlton din Tel Aviv. Acum am ajuns de la aeroport. A mers totul incredibil de repede. Avionul a ajuns cu jumătate de oră mai repede decât normal. Am venit cu El Alu, vă recomand cu căldură pentru că sunt servicii excepționale și totul este impecabil și ireproșabil. După cum știți sau după cum vă spun eu, în Israel încă se intră cu test făcut în România, un test PCR sau un test antigen făcut cu 24 de ore înainte. Și aici, la aeroport, îți mai faci un test după ce ți-ai bagajul, dar sunt incredibil de organizat. Au vreo 100 de oameni care stau fiecare pe scaun și îți iau testul și am stat, cred că, 3 minute. A mers foarte, foarte repede. Oricum, de la 1 martie vor scoate obligativitatea certificatului de vaccin la intrarea în țară și probabil că în 2 săptămâni scot și restricțiile ca majoritatea țărilor europene. Hotelul ăsta Carlton, am mai stat aici și altă dată, este chiar pe malul mării. E un port, o marina chiar în fața hotelului și am vedere la mare. O să vă arăt un pic acum pentru că e noapte și dimineață când mă trezesc o să mai filmez puțin ca să vedeți cum arată. Am înțeles că mâine am găsit un bilet sub uș, este maratonul Tel Avivului și se închid toate străzile. Nu știu cum o să vină ghidul să mă ia mâine dimineață, că am stabilit cu ghidul să vină să mă ia mâine dimineață la 9. Dar o să-mi dea mesaj probabil dimineață, să vedem, o să merg pe jos vreun kilometru, doi, până reușim să ne vedem. Și o să vă mai arăt dimineață prin împrejurim, sunt chiar pe malul mării, am înțeles că o să fie vreme destul de proastă, că plouă mâine, să vedem. Asta e camera de hotel, o cameră mare, spațioasă. Cu o baie suficient de mare. Cadă de duș. Mi-au pus și trei mere, văd că pe masă. Ies puțin și pe terasă, se vede marea. E întuneric acum, dar vă arăt un pic portul și prima era dimineață. Și e cald, e fain. Acum cred că sunt vreo 15-16 grade. Asta este camera. O să continui filmarea mâine dimineață ca să vă arăt și view-ul. Bună dimineața! Să ieșim pe terasă ca seara nu se vedea nimica. Avem și un curcubeu, ne salută Israelul cu un curcubeu frumos. Este ora 7:30 aici la Tel Aviv. O să fac un duș după care o să cobor la masă, aștept ghidul. Am primit rezultatul testului pentru că trebuie să stai 24 de ore. Adică ei spun că îți dau testul, rezultatul testului în 24 de ore după ce ți-l fac. Am primit deja când m-am trezit de dimineață și am deschis mail-ul, era deja rezultatul acolo. Problema e că e în ebraică și cu litere. Am încercat pe Google Translate, dar nu merge cu literele de astea să traduc, nu știu de ce, nu mă pricep. O să întreb ghidul atunci ce scrie acolo. Para
dimineață, vă rezervați o zi, două și de plajă aici, pentru că e foarte, foarte frumos, am fost de multe ori. E foarte aproape de Ierusalim, se fac o oră și ceva cu mașina de aici până la Ierusalim. Și chiar e o locație foarte faină. Foarte mult sport se face aici. Toți israelienii văd de câte ori vin aici dimineața, aleargă, merg cu bicicleta. Ia să găsim și niște bicicliști de aici. Și nu-i nici 8 dimineața, e 8 fără un sfert. Maratonul de la Bibului. E greu de traversat strada. Se motivează oamenii. În Vietnam nu, am vrut să merg anul ăsta, dar... Bună dimineața, sunt cu Freddy. De-abia ne-am cunoscut, ne-am întâlnit acum, am avut o aventură pentru că, cum vă spuneam, este maratonul Israelului și maratonul Tel Avivului și n-am avut posibilitatea să ajungem cu mașina până la hotel, așa că Freddy a lăsat mașina și a venit pe jos să mă ia. Am discutat puțin pe drum, este un ghid cu o experiență foarte, foarte mare. De când faci ghidaj, Freddy? De o mulțime ani, în timpul lui Noe, de vreo 40 ceva de ani. Wow! Și am înțeles că nu doar în Israel, ci mai multe țări, nu? Pe toate 5 continente am fost de la Polul Nord, la Sud și la stânga, la dreapta. Wow, super. Și mult în România. Da? Place, și în România, da? Sunt născut la Piatra Neamț, dragă. Ah, și când ai venit încoace? În 62, am venit cu părinții, eram copil. Dar vezi, asta îmi place la israelieni, la evrei, pentru că țin de limba de unde au plecat, din țara care au plecat. Că sunt români care au plecat din România de 10 ani și copiii nu mai vorbesc românește. Adevărul că eu am uitat încet, încet. Nu, n-am uitat. Dar m-am perfecționat când am avut o companie de muncitori. Am adus muncitori la construcție. Am construit Israel cu muncitori din România înainte cu 20 de ani. Și avem sediu în piața la Baia Mare, acolo în București. Da. Și mi-am cumpărat multe cărți de literatură ca să îmbogățesc încă o dată. Da, dar vezi că se păstrează. Am văzut foarte, foarte mulți. Am vorbit cu mulți israelieni care au venit la 2 ani, la 3 ani când erau copii și... Dacă vorbesc românește foarte bine, cum vorbești tu, adică e incredibil dacă asta. Dacă au vorbit cu părinții acasă. Acasă, da, 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 asta e mare lucru, pentru că normal vii în Israel, ești evreu, vorbește ebraic, adică... Da, majoritatea care au venit aici cunosc o limbă de acasă. Da, 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 e foarte bine asta. Well, mulți români cred că Tel Aviv e capitala, o greșeală capitală. Niciodată nu a fost capitala, pentru că Tel Aviv e un oraș nou-nouț, a început numai în 1906. Aha. Înainte de asta era aici numai nisip, nu era absolut nimic. Era o comunitate mică de evrei în cetatea Jaffa. Și acolo era înghisuiat, nu era curat. Și au spus vreo 60 de familii, au spus hai să ieșim, au făcut o loterie, au cumpărat un teren de nisip. Că totul era nisip, cu cămile. Au cumpărat un teren, au făcut loterie cu niște scoici, fiecare au luat teren și așa a început Tel Aviv în 1906, înainte de asta era zero. În ziua de azi, Tel Aviv s-a dezvoltat, desigur. În ziua de azi, Tel Aviv are cam 360.000 de locuitori, oficial. Însă, cu toate orașele satelite de jur împrejur, formează un centru urban, cel mai mare centru urban din țară. Circa 3 milioane locuiesc în zona asta, Tel Aviv și împrejurimile, care sunt un procent mare, pentru că tot Israel în ziua de azi are 9,2 milioane, din care 2,8 milioane sunt arabi, majoritatea sunt musulmani, cam 180.000 sunt creștini. Așa că o mare populație locuiește în zona asta, de asta e așa de înghesuit, cum vedeți, nu este un loc de parcat mașină. Și azi avem și maraton, nu știu cum ieșim de aici, nici Waze nu prea ne ajută, mă învârte de jur împrejur deocamdată. La urmă o să ieșim. Tel Aviv e cel mai important oraș
din punctul de vedere economic, cultural, însă capitala a fost din timpul regelui David la Ierusalim și a rămas la Ierusalim de 3.000 de ani. Acolo avem guvernul, parlamentul, toate funcțiile care reprezintă țara. Ambasadele, majoritatea, sunt la Tel Aviv și cea a României. Poate se schimbă. A început Trump, a mutat ambasada la Ierusalim. La Ierusalim, da, știu povestea. Și câteva, și chiar săptămâna trecută am avut un turist din România care trebuia să fie ambasadorul român. Poate o să fie viitor ambasador român în Israel. Și el era pentru să se mute asta, dar nu s-a aranjat prea bine cu Iohannes, așa că deocamdată, cum înțelegeți, ambasada la Ierusalim, la Tel Aviv, și nu știu ce o să fie, o să vedem. Dar de ce a fost scandal atunci când au vrut să mute ambasada? Cui nu i-a convenit sau de ce? Politic sau? Iohannes. Aha. Iohannes, drăguțul meu Iohannes. Și eram pentru el la început, pentru că mi-a plăcut ce a făcut el la Sibiu. Și am crezut că o să aranjeze țara și a aranjat bine locuința lui de cum dată, cred. Însă eu nu vorbesc politică despre România acum. Normal. Încercăm să ieșim de aici. Cunoașteți bine deocamdată acea stradă, da, că ne învârtim, da, ca niște proști de aici, dar Waze nu ne ajută prea mult acum să ieșim de aici. Nu mi arată nimic. Că nu știe nici Waze-ul. Da, sărăcuțul. Eu cunosc foarte bine Tel Aviv-ul, dar când este maraton și închid străzile, n-ai nimic ce să faci. Este o ia la stâncă, poate lupi și noi. Nu, nu este intrare. În fine, Tel Aviv e format din tot felul de cartiere. Aici suntem într-un cartier cu blocuri mai vechi, din anii 60-70 maximum, că Tel Aviv se extinde tot timpul, se mărește și iese spre nord. Cu cât mergi mai la nord, ăsta e nord, considerat nord, că Jaffa e mai la sud. Însă și nordul ăsta de acum e nord vechi, nordul mai nou, cu clădiri înalte de 30 de etaje, cu 40 de etaje, cu cele mai scumpe apartamente, și dacă vreți să cumpărați aici un apartament, trebuie să fiți bine pregătiți financiar, că prețurile sunt de nebunie. Hai să spunem așa, un apartament, ceva ușurel așa, 4 camere, 3 dormitoare și sufragerie, încep de la 3 milioane jumate, 4 milioane de shekel, care e cam 5 milioane de lei. Și chiria aici pentru 2 camere poate să fie pe lună, ca nimic, $2,000, $3,000. Wow. Aia, sunt prețuri de necrezut, pentru că terenul nu crește și este multă dorință să caute, mai ales tineri, vor să locuiască la Tel Aviv, tineri fără copii încă, tineri. Mm-hmm. Și multe din apartamentele la dreapta și la stânga sunt închiriate, pentru că primii locatari deja s-au urcat sus și sunt pe alte lumii. Și cei care închiriază sunt tineri. Dacă vreți un apartament așa mai fain, este acum la vânzare unul pentru 240 de milioane. De shekeli. Shekeli. Care înseamnă... Nu, este și de 340. Era 240 s-au vândut. Majoritatea celor care au bani ca să cumpere astea nu sunt din Israel. Poate Teddy Saghi. În afară Teddy Saghi nu. Teddy și-a luat, am fost la casă Herțelia, chiar da, în gard cu ambasadorul american. Cea mai scumpă. Cea mai scumpă, 40 da. De milioane de... Însă, dolari. Da, Madonna are aici apartament, tot felul de șmecheri care au apartamente în toată lumea, poate să-și cumpere și aici unul, să aibă. Dacă vine o dată pe an, poate, e ok. Însă, asta este problema cu imobiliarea în Israel, în general. Tel Aviv e foc. Așa că noi încercăm încet, încet să ieșim pe aici. Am văzut de câte ori am venit la Tel Aviv, trafic enorm de mare dimineața, pentru că toți, din cauza prețurilor enorme la chirii și la apartamente, stau la 20-30 de kilometri și dimineața e nebunie să intri în Tel Aviv cu mașina. Anul viitor să coste bani și să urci pe șoseaua care intră în Tel Aviv, să fie taxată. Însă, deocamdată încă nu avem metro, este unul care e în construcție, e planificat să se deschide prima linie în noiembrie 2022. Sperăm. Asta se vorbește mai degreba puțin. De 30 de ani se vorbește că o să facă metro, încă n-am ajuns să-l văd. O circulat de acum, o făcut test, l-am văzut. Da. Însă asta este problema la noi, cu circulația nu e ușor. Eu, de exemplu, nici m-aș gândi să locuiesc aici între betonadile astea. Eu stau la o distanță de 20 de km de Tel Aviv, într-o vilă frumoasă, în munte, și dacă am nevoie să vin la Tel Aviv, aer curat.
De obicei încerc să fac întâlnirile între 10 și 1. Pentru că astea sunt singurele ore unde iese trafic, dar nu e catastrofă. Restul, avem centura Tel Avivului, care o să mai vedem. Centura Tel Avivului e un mare teren de parcare. În afară de 10 la 1, restul, oamenii stau pe jos și așteaptă. Ca un melc. Nothing to do, se spune la noi. Tot se plâng, dar fiecare an se vând mai multe mașini și mai puțin kilometri se fac cu asfalt. Dacă ne uităm, anul trecut s-au vândut vreo 350.000 de mașini și înainte cu 10 ani erau aici 1 milion, acum sunt 2,5 milioane de mașini. Asta e răspunsul. Dar asta e în toată lumea, de fapt. Și la noi, omul cu cât e mai bogat, cu atât plânge mai tare, așa se zice, știi? M-am dus la mall, la Cotroceni, cu un taxi, înainte cu vreo 2 ani. Era la 11, nu era dimineață. Și am stat acolo potignit și întreb șoferul, măi, ce înseamnă la ora asta? La 11 spune toată ziua, Freddy, n-ai grijă. Azi nu am grijă. Asta este chestia peste tot. Oamenii vor să aibă mașini, nu vor să meargă doi pași pe jos. Și dacă ai o mașină la Tel Aviv, am 4 copii. Unul de ei locuiește la Tel Aviv. Să trăiască. E pe o companie high-tech care poate să primească cea mai faină mașină de la companie. Nu vrea. Merge cu bicicletă la lucru. Când ai unde să parchezi. Eu am fost în multe război, sunt invalid de război și am un certificat special pe geam, pot să pun unde vreau. Și câteodată îi dau mașină de una din mașinile mele și atunci cu toate astea n-are unde, trebuie să meargă un kilometru de acasă, că sunt stâlpi pe ăștia mici, nici nu pot să mă urc pe trotuar. Așa că e o problemă. La Tel Aviv e greu să fii cu mașină. Deci chiar dacă ai pe parbriz de chiar de dacă poți să parchezi unde vrei și nu-ți dă amendă, tot nu te ajută. Bum! Ce-a găsut? O creangă. Bine că nu un copac. Lovi mașina. M-a lovit puțin. Au căzut și copaci în ultimile forțuni în Europa, am văzut. Să opresc ca să... Da, vremea este... Ieri erau 30 de grade, vară. Dar s-a anunțat că vine un val rece. Iarna din România. Iarna, nu știu dacă din România, dar vine. Și vineri, sâmbătă, va fi cam furtună, așa? Cât de mult o să ia, se vede că duminică o să avem zi frumoasă de acum. Duminică o să mergem în Galileea și acolo va filmul. Da, totul e roșu, poți să filmezi asta, totul e pe roșu. Bine, eu sunt mulțumit că la 9.24 suntem mașină și nu ploaie. Exact. O să înaintem încet cu toți. Unde mai eram? La Tel Aviv, da? Da. Tel Aviv. Tel Aviv, numele Tel Aviv înseamnă, e un nume din cartea profetului Ezechiel și înseamnă colina primăverii. Tel, colina, Aviv, primăvara. Colina primăverii și e un oraș verde. Adevărul că cei care au început orașul aveau un gând să facă un oraș tip oraș englez. Ce înseamnă? Să aibă căsuțe cu grădină, cu spații verzi. Și-au planificat foarte frumos, că vorbim acum de 1906, eu deja în primul plan planificat să aibă alei frumoase cu copaci, să aibă spații cu parc și în Tel Aviv sunt 25% din teren verde. Într-un oraș, în mod urban, normal, trebuie să fie între 18% și 20% verde. Aici sunt 25%, așa că nu avem ce să ne plângem, este verdeat. Chiar că este și mult beton, da. Însă Tel Avivul nu are unde să se mărească de acum. E mărit la maxim. Toate orașele care erau de jur împrejur s-au mărit și ele, acum toate sunt lipite. Dacă priviți dintr-un avion, vedeți un mare centru urban și singura diferență la cine plătiți taxele la primărie. Dacă sunt astea Tel Aviv sau în orașul Ramat Gan sau Givatayim, că sunt orașe vecine. Dar asta e singura diferență, că în afară de asta aveți aceleași probleme cu trafic, aveți aceleași avantaje că sunteți aproape de tot ce este nevoie și uite, a venit și ploaie acum. Tel Aviv, cea mai faimoasă orchestră filarmonică din țară și una din cele mai faimoase în lume. Zubin Mehta a fost conducător și era foarte renumit în toată lumea și avem aici în poporul ăsta mulți violonii și tot felul de chestii de muzică clasică foarte renumit. Suntem dotați cu chestia asta. Și noi încercăm să ieșim acum din Tel Aviv și
ne urcăm pe șoseaua numărul 1 care ne duce la Ierusalim. Hai să vorbim puțin despre țară. Israel se vorbește mult în lume, atât mult cât se vorbește așa de mici suntem. Suntem cam 21.000 de kilometri pătrați. Asta e toată povestea. 9,2 milioane de populație și creștem tot timpul. Pot să spun că eu am ajuns în Israel în 62. Am venit din România, de la Piatra Neamță. Erau atunci 300.000, toată populația, evrei cu arabi împreună. Oh. Evrei din România erau atunci 10% din populație. Am venit vreo 300.000 din România. Nu eram destul deștept ca să facem ceva în politică cu avantajul ăsta. Rușii au făcut mai mult după aia. Rușii au partid din lor. Însă, așa s-au mărit. Poporul s-au mărit nu numai pentru că s-au imigrat. Avem un punct demografic foarte pozitiv, pentru că dacă cumpărăm cu Europa, Europa e catastrofă și România. Voi dispăriți. La noi o mamă, în ziua de azi, are 3,45 copii. Ăla de media, 45 da. E micuț. Average. Ăla e micuț. Odată arabii aveau mai mulți copii. Acum arabii, o mamă răboaică, are 2 copii. Pentru că cu cât se înaintează în învățământ, în felul de lucru, e decis că nu mai au nevoie de te mâini de lucru, cum era odată, ca să meargă la câmp să lucreze. E, din cealaltă parte, dacă evrei, populația evrească, israelienii, dacă au bani și poate să-și permită să dea educație, să dea totul la un copil, fac mai mult decât unul. Unul e ceva, dacă este o problemă medicală, să spun așa. Eu am 4 copii, fiecare are de acum vreo 3 copii și e ceva normal. Din cauza asta, noi ne urcăm în sus în punctul de vedere demografic și așa am ajuns la 7 milioane. Suntem cea mai mare parte a evreilor din lume în Israel astăzi. În America sunt vreo 6 milioane, aici suntem 7. Și asta e ceva nou. Și cu ajutorul Dumnezeu continuăm. La familie de evrei religioși, cei care sunt extrem de religioși, mm-hmm. habodnici, sau cum îi numim noi, ultra-ortodoxi. Da. La ei, cât dă Dumnezeu, atâția copii. Anul ăsta, ultimul record este o mamă care are 24 de copii. Mama. Și nu-i voie la noi decât o singură soție. Așa că ei nu fac niciun plan familiar. Cât dă Dumnezeu, atâta facem. Dar majoritatea au între 8, 10, 12 copii, ceva normal. Și vorbim de familii foarte, nu foarte bogate, foarte, se spune așa, poate să crească așa, 12 copii în 3 camere. E de necrezut, pentru că dacă intri într-un apartament, pereții sunt acoperiți cu cărți de rugăciuni, cărți de religie și au saltele. Îi pun seara pe jos și așa dorm. Și din ce trăiesc, Freddy? Că până la urmă n-au sursă de venit, că ei se roagă doar. Nu, exact. Sunt mulți care lucrează. Nu toți, dar lucrează. Întâi și întâi pentru copii primește de la stat. Statul de bani pentru copii. Asta e una. Al doilea, soția lucrează de ceva la negru câteodată. Al treilea, au și ei ceva bani de la Brooklyn, de la bărboșii aia cu perciuni de la Brooklyn. Și în afară de asta, ei nu merg în croazieră pe Marea Mediterană. Ei nu fac absolut nimic. Ei merg la sinagogă, merg la școală de învățat religioasă și cu asta basta. Nu cheltuie bani în vacanțe, pe haine, nimic, pe... Absolut nimic, zero. Cam să se îmbrăcați foarte modest, absolut, așa. Nimic. Au pantaloni negri, cămașa albă sau cămașa albă, pantaloni negri. Asta e tot. Ei merg ca niște pinguini. Când îi vezi, arată ca niște pinguini. Și cu asta se spune așa, învățământul e foarte important, copiii învață, dar nu sunt specialiști în fizica modernă, în matematica, nu. Ei învață ce este nevoie, să nu-i păcărească la magazin și sunt mai mult cu cartea de învățată religioasă. Însă, în ziua de azi avem foarte mulți din ei, de acum în high-tech, sunt foarte buni în high-tech. Cei care învață Talmud este explicarea Bibliei. Și am văzut ieri un reportaj la televizia din Coreea. Coreanii sunt foarte ambițioși ca japonezii să învețe copii să aibă o șansă să lucreze într-o companie bună. Și am fost uimit că ce învață pe ei este Talmud. Că eu am ajuns la concluzia că evreii învață Talmud, din cauza asta sunt așa de deștepți și au așa multe premii Nobel. Și adevărat, suntem 0,002 din populația
globului și avem 20% din premiile Nobel sunt evrei. Oh. Și atunci coreanii au decis să învețe copiii Talmud. Și să știți că Talmud nu e ceva ușor de învățat. Nu? Nu sunt ea? Și din cauza asta, unii din acești religioși care lucrează la high-tech sunt foarte bine văzuți și au succes și la high-tech se lucrează și se câștigă bine. Și dacă vorbim de high-tech, vorbim de economia țării. Țara asta, acum am găsit și gaz în ultimii ani și știți că gaz e ceva foarte important și voi plătiți mult acum anul ăsta, am înțeles de la televiziunea română că... România plătește cel mai scump gaz rusesc din toată Europa. La noi, știți, ce se vinde în o gaz în Europa cu 44 de dolari pentru unitate, la noi costă 4. Asta e diferența, de 10 ori mai ieftin. Well, asta e o comoară, însă e ceva nou. Încă n-am scos toți banii care se poate scoate de la asta, pentru că greșeală a fost că l-au aruncat pe Trump de la conducerea americană ăștia progresiv, că planul lui Trump era să ducă conducta din Israel în Europa și să nu bazeze pe Vladimir Putin, care acum se simte tare pe scaun, că el poate să închide robinetul și toată Austria e bazată pe gaz, se încălzește cu gaz rusesc și 70% din Germania. La noi nu ne încălzim cu gaz, dar facem curentul electric și nu costă așa de scump cum era odată. Însă, din punctul de vedere economic, suntem cea mai tare țară din Europa. Suntem pe același nivel ca Germania. PIB-ul. Da. Și asta e ceva care înainte cu 10 ani eram un sfert. Acum suntem la 54.000 de dolari pe an PIB. Așa că de unde vin banii ăștia? Nu de la gaz numai. Vin de la... Tot timpul la știri acum spune, nu știm ce o să fie în Rusia. Numai între urechile lui Putin să știi ce o să fie. Eu spun la fel. La noi comoara noastră de natură este ce avem între urechi, capul. Pentru că materia cenușii, industria de high-tech, a adus cel mai mare venit țara Israelului de azi. În ultimii 10 ani, noi trăim pe un trai înalt din cauza că avem atâtea companii. Suntem pe aceeași nivel ca Valea Siliconului din America, e de necrezut. Silicon Valley, da. Silicon Valley și noi suntem pe același nivel astăzi. Mm-hmm. Vă închipuiți că se vinde o companie de high-tech când faci un exit, când e cumpărată de un rechin mare din America, de un Google, din 15 miliarde de dolari. Din 15 miliarde de dolari, 50% rămâne aici taxe. De aici vine puterea, de aici vine statul economic a Israelului. Și se caută astăzi oameni să lucreze în high-tech de nebunii. De acum fac afișe pe autostradă, publicitate. Mm-hmm. Vii la high-tech și dau salarii de necrezut. La high-tech, eu am fost inginer de calculatoare în viața mea, am câștigat ca copiii mei. Stavă, domnule, îmi pare bine pentru ei. O terminat universitatea, el fură de la scaunul de la universitate, el ia, acum se ia de acum și de la liceu. Se veghează. Sunt din aia care vânez. Headhunting. Headhunting de la liceu. Pentru că sunt salarii de 100 de mii pe lună. 150 de mii pe lună. Vorbim acum serios. 150 de mii de șekeli pe lună. Împărțit la 50 de mii de dolari. 50 de mii de dolari pe lună. Și au tot felul de chestii de la societate. Le dă absolut totul. Așa că nu toți lucrează în asta, desigur. Dar spun, de aici vin banii. De aici vine puterea economică a statului. În afară de asta, viața nu e ieftină în Israel. Din cauza asta, odată eu... Când eram copil în România, mâncam portocalii Jaffa. Vineau, eu țin minte cum erau învelite. Nu merită să facem export de portocale, pentru că e mult mai ieftin mâna de lucru în Africa de Nord, Marocul, Tunisia, Algeria. La noi, dacă avem încă portocale și mai avem, este pentru localnici, îi mâncăm aici. Uh-huh. Pentru că mâna de lucru e prea scumpă. Noi putem să vindem lucruri care sunt de valoare ca high-tech, ca industrie de militar. Uh-huh. Avem reputații. Dronele israeliene. De toate. Cele mai bune. Nu numai drone, de toate, știți.
o să mai vorbim despre chibuțuri, da. Să fim într-un chibuț. Dar unul din chibuțuri s-a îmbogățit din cauza că a fost război în Irak. Ce au făcut ei? Ei au blindat toate vehiculele americane. Și de la asta s-au făcut milioneri. Așa că și asta e un export bun, pentru că asta se cumpără. Știți, Elveția, toată manopera costă mult. Dar dacă e ceva optic, îl iei elvețean pentru că e de calitate. La fel și aici. Avem reputație că suntem buni în asta cu blindaje. Cu de toate. Cu ce se numește armată, nu? Nu ne desurcăm. Da, tehnologie militară. Așa că asta este export. În afară de asta, textil, totul vine din China, ca și în România. Tot ce se poate face ieftin și se cumpără de la Alibaba, se cumpără de acolo și aici nu mai avem așa multe industrie cum era odată. Că aveam odată industrie de textile, asta nu merită. Mult mai este de cumpărat de afară. Ce e legătat de IT, da. Intel, cel mai mare centru al lui Intel. Ops, nu închis aici. Cel mai mare centru al lui Intel. Cred că de aia era coada acolo de mașini, știi, că urcau pe partea aia. Dar nu m-a trimis acolo, m-a trimis aici. Mm-hmm. Nu avem control, mergem înainte și la dreapta după aia. Mergem după aia. Mm-hmm. Scuze, dar eu să pun și ăsta ca să... Eu vorbesc și nu... Da, da. Să mă ajung el. Cel mai mare centru al Intel din lume, developare, e la noi, aici. Așa că de aici vine puterea financiară a țării. Că unii cred încă că primim pomană de la evrei din America, asta e o prostie veche și nu are nicio realitate, nimic. Din sursa de venit numărul 1 este tehnologia. Tehnologia, da. 100%. Și cum se întâmplă acum la știri, ce vezi în Rusia, am înțeles că nu trebuie să ne bazăm pe nimeni, că ne asigură că o să ne ajute, că dacă nu o să fim noi tari, nu o să fim. Știți, era odată prim-ministru, o femeie foarte renumită, Golda Meir. Mm-hmm. Am auzit de ea, da. Și a fost întrebată, și am vorbit asta cu viitorul ambasador românii care vine și m-a întrebat, vrei, de ce idee ai, cum o să fie cu două state, cu chestia cu pacea? Și spun, Golda Meir a spus înainte cu mulți ani, dacă Arabia se pune arma jos, o să fie pace. Găzi, noi să punem arma jos, nu o să mai fim. Și asta e tristă realitate, că deocamdată mai trebuie să vorbim în decursul zilei astea despre religii, că asta e important, că avem aici multe religii în țară. În afară de religia muzaică, avem aici creștini, avem musulmani, avem druzi. Slavă Domnului, toți au un Dumnezeu, același Dumnezeu la toți. Dar sunt diferite. Închis aici, Allah. Închis aici, nu, lumea stângă. Din cauza asta trebuie de înțeles mai mult și încet încet o să învățăm. Însă, uite, am ieșit până din intrările în Tel Aviv, vedeți în față clădirile în alte de acum, astea de acum Tel Aviv nou, de la nord. Vedeți, 30-40 de etaje. Astea sunt de apartamente sau de birouri? Da, apartamente. Apartamente. Astea rotunde, cine le-au făcut design, este Philip Stark. Renumitul... Știu, am avut birou de la Philip Stark, am dat 10.000 de dolari pe un birou. Da, la Philip Stark, dacă e să storci limonade de lămâie, te costă o mulțime de bani. Dar dacă era semnat, nu, are ceva. Și asta de acum, aici totul e locuință rezidențială. Și cu prețuri ca înălțime, da. Nu întrebați cât costă, că dacă întreb, nu ai bani. Da, asta se cumpără așa, numai cine poate să-și permite. Am înțeles că Herțelia e cel mai scump cartier, nu? Nu. Aici. Aici, nu? Nu, sunt cartiere de vile. Este la Kfar Shmariau, la Herțelia. Da, sunt din asta, să le vedem pe drum mâine. Da. Însă aici, de acum ce am vorbit înainte, când eram pe străzile mai mici, despre Tel Avivul nou care se developă la nord, și asta e de acum nord, nordul nou. În general, dacă cineva venea la Tel Aviv înainte cu... Unde eram noi aici? 200 metri. Ops. Dacă venea cineva la Tel Aviv înainte, cu 20 de ani era o singură clădire cu 30 de etaje, asta era tot. Acum sunt 10 și 10 de clădiri cu 40, 50, 80, 100 de etaje. Încet, încet, linia orizontului Tel Aviv arată ca un oraș american, ca un downtown american.
Uite aici, este de 40 de etaje. Săptămâna trecută a fost un accident, au căzut doi băieți care erau pe afară, pe geamul. Pe schelă. Pe schelă și s-au demontat și au căzut jos. Să spun așa, dureri nu au avut. De la 40 de etaje nu ai dureri. Însă, da, se urcă la înălțimi pentru că este și tehnologia și nu este pământ. Dacă poți să faci 40 de etaje, câștigi mai bine, da. E ca și accidentul la 300 la oră, nu mai e durere. Nu, nimic. Nici nu știi ce s-a întâmplat. Nu, poți să ții puțin pe drum și... Te vezi, aia acolo să fie, cred, 100 de etaje. Nu mai știu, știi, tot timpul să construiesc. Cea mai înaltă era până înainte cu câțiva ani, aia semirotundă. Aha. 56 de etaje, acolo e bursa de diamante. Și asta e un produs care îl avem și ne îmbogățește economia. Nu avem aici o mină de diamante. Diamantele noastre sunt copiii noștri, asta e tot. Însă, cea mai mare bursă de diamante se află la Tel Aviv. 90% din traficul de diamante sunt la Tel Aviv. Și motivul e foarte simplu. În diamante, evreii erau foarte cunoscuți de sute de ani, pentru că aveau legătură, aveau ceva la de mână. Puteau să scrie. Lumea era analfabetă, știți? Cine știa să scrie, erau de obicei la mănăstiri, erau călugări, erau preoți care știau să citească, că era necesar, însă... Însă, la evrei, nu poți să fii analfabet, pentru că un evreu e musai să știe să citească. Și vedeți acum în față, mă opresc un puțin cu chestia asta, da. Tot asta nu-i Tel Aviv de acum. Toate clădirile astea în alt oraș, în ghilimele să spunem, se numește Ramat Gan. Suburbie. Un oraș, nu suburbie, da, un oraș. Un oraș de separat. Acum e lipit de Tel Aviv, așa că toată diferența este, ne urcăm acum pe centura Tel Avivului. Centura, la dreapta e Tel Aviv, la stânga e Ramat Gan. Mm-hmm. Toate diferența la cine plătiți taxele de la primărie, asta e tot. Când vedeți, sunteți în același loc. Taxele sunt la fel de mari sau aici, fiind orașul mai mic, sunt taxe mai mici? Nu, la fel de mari. Și acum asta e o zonă de downtown a Tel Avivului, Ramat Gan, Tel Aviv. Vedeți clădirile, arhitectură nouă, interesantă. Și slavă Domnului, acum putem să mergem mai repede, să ieșim de aici. Între noi și cealaltă bandă este calea ferată, care a devenit și la noi, în sfârșit, electrică, asta numai din ultimii 2 ani. Nu e dezvoltată ca CFR-ul în România, însă încet, încet înainte. Da, pentru că nu era ceva obișnuit. Da. În România eu încălătorim numai cu trenul când plecam la București, aici erau numai autobuze. Uite, aici am câte 3 clădiri de 40 etaje, un centru izraeli, în fața noastră clădirile astea albi, și majoritatea sunt companii. Birouri, este și hotel, centru comercial mare și la fiecare câteva sute de metri este o stație de tren, ca cei care vin la Tel Aviv se poate să coboare în zona care este mai potrivită pentru dorința lor. De aici aveți autobuze, taxiuri, tot ce doriți ca să mutați în Tel Aviv, să vă învârtiți. Astăzi nu vedeți trenuri pentru că e vineri. Vinerea trebuie să fie circulație, însă să fac niște lucrări și acum vinerea nu e zi de lucru la noi, lucrăm 5 zile pe săptămână, trebuie să lucrăm, cine lucrează, însă vinerea e mai puțin trafic și atunci folosesc ziua asta ca să repare, pentru că sâmbătă e ziua sfântă. Ziua nu-i voie de făcut nimic. Șabat. Șabat, Dumnezeu s-a odihnit, a terminat să facă lumea și la noi sâmbătă nimica nu-i deschis. Nimica nu-i 100%. Însă, asta spune legea, ziua oficială de odihnă, nu este circulație publică, se poate circula cu autobuze particulare, cu toate, cu taxiuri, dar circulația de linie nu funcționează, nu tren, nu autobuze, nu magazine, absolut nimic. În afară, cele care sunt deschise așa, ca șmecher, și chiar dacă plătesc amendă, cred că merită, fac destul la bani. Acum noi mergem spre sud. Înaintem de la nord la sud, pe centură. La dreapta, acum clădirile nu arată așa de lux cum erau alea de la nord, că zona asta era o zonă mai industrială, cu tot felul de ateliere, dar și ea se schimbă acum recent, pentru că încet, încet se termine terenul și vedeți în fața noastră o clădire înaltă, toate sunt de sticlă acum, toate zgâritorile astea minore, știi, de 40 de etaje, încă nu zgâritori de 100,
dar toate sunt din oțel și sticlă, așa că se poate înainte rapid, fac două etaje pe săptămână câteodată și cu asta înaintem în mărimea orașului. Noi ne urcăm acum pe șoseaua numărul 1. 49 de minute în regulă, care ne duce spre Ierusalim. Asta e singura autostradă internațională. Merge de la Tel Aviv, la Ierusalim, până la râul Iordan, până la capitala iordaneză, la Amman, sau Rabat Amon, cum se numește. Toate șosele care merg de la nord la sud au numere duble, cum se spune, perechi. Perechi. Și cei care merg de la Apustra de Săriță, invers. Pare și impare. Pare și impare, da. De asta se urcă pe numărul 1 și e la mijlocul țării. De ce a făcut un numărul 1? Pentru că Ben Gurion, primul prim-ministru care a declarat independență, a spus, nu importă cum numărați voi țări. Asta o să fie numărul 1, că e la Ierusalim. Din cauza asta a rămas numărul 1, că de obicei, de exemplu, în alte țări în lume, în America, începe de la nord la sud, una după alta. Numărul 1 nu e la mijloc. Aici da. Nu e la mijloc. Păi, din cauza probabil că e cel mai important drum din țară. Ierusalim. Ierusalim, o să mai vorbim când ajungem la Ierusalim. Spus Ben Gurion, poate să fie Ierusalim fără țară, nu poate să fie țară fără Ierusalim. A fost o luptă grozavă acolo. Acum putem respira, am ieșit. Opresc puțin filmarea. De la Vivul, litoralul și ne îndreptăm spre munții Ierusalimului, care încă nu-i vedem, că e așa puținul timpul. Însă, din punctul de vedere geologic, în Israel avem cel mai înalt munte, 1200 de metri, în zona Galilei, în zona de nord, și se numește Muntele Meron. Însă este unul mai înalt, de 2346, e la frontiera între Siria, Israel și Liban, și o să-l vedem când o să fim la nord, și pe el este și zăpadă acum, zăpadă bună, acolo facem schi, dacă este zăpadă, nu în fiecare an, acum slavă Domnului, avem acolo mai mult de 2 metri din înălțime la zăpadă. Ierusalimului, care se ridică mai mult sau mai puțin, în jurul de 800 până la 1000 de metri înălțime. Munții Samariteni. Munții Samariteni și munții Ierusalimului. E aceeași formație geologică, în partea de nord se numesc munții Samariteni la centru și când coborând spre sud, devin munții Ierusalimului. Și noi ne urcăm acum spre munții Ierusalimului. Aici este zona intermediară, așa, între litoral și munți, încă puțin începem să ne urcăm. Tot timpul suntem pe șosea numărul 1, cum am spus, spre Ierusalim, și care puteți ajunge, dacă doriți, până în capitala regatului iordanez, până la Amman. Există, adică pentru turiști poate să treacă graniță terestră sau nu e recomandat? Da, da, poate să treacă. Trebuie să aibă viză pentru Iordania, dar se face la frontieră, nu-i problemă. Sunt grupuri, am grupuri de români care vin și fac o vizită în Israel, traversează în Iordania pentru două zile ca să meargă la Petra și se reîntorc ca să continue vizita în Israel. Avionul îi duce la Tel Aviv și ia de la Tel Aviv. E un tur combinat. Da. Și de aici merg cu mașină, cu cineva că îi duce sau ei singuri? Nu. Merg cu autobuzul, eu iau cu autobuzul israelian până la frontieră. Acolo traversează în cealaltă parte cu autobuzul. Autobuzul ăsta se reîntoarce înapoi și de acolo iau un autobuz iordanez. Un duce... microbuz ăsta care... Nu, da, autobuz. Autobuz de ăsta de linie? Nu de linie, autobuz privat, cum autobuzul care îi conduc în Israel. Ah, ok, autocar așa, da. Un autocar de 50 persoane. Câți bine? Merg și aici, acolo. Merită vizită la Petra, chiar. Eu la Acaba merg, la pescuit. La Acaba e frumos. Da, pentru pescuit, și eu sunt nebunic cu pescuitul, merg peste toată lumea la pescuit, da. Și aproape de... La Elat. De Elat, da. Am văzut și acolo se poate traversa, acolo este un punct de traversat, aici la Iordan și unul mai la nord de la Iordan. Păi erau israelieni la terasă, la... Eu chiar m-am mirat că am auzit ebraică vorbind acolo, știind că e țara arabă și asta, dar cred că nu e nicio problemă, nu? Sigur că nu e problemă, de preț de bani, jumătate de preț. Jumătate de preț, da. Elat e scump. La Elat hotelurile sunt... E un oraș balnear, însă hotelurile de acum sunt ceva exagerat.
mai ales de sărbători acum. Am văzut că au deschis Dubai-ul pentru evrei și e full, full de israelieni de acum în Dubai. Că să limiteze numărul, că vin prea mulți. Da, vine fiecare zi, iese de aici vreo 8 avioane în Dubai. Cel puțin. Uite, este trenul care merge la Ierusalim, acum parchează puțin. Din Tel Aviv sau de unde merge trenul? Din Tel Aviv. Primul tren a fost înființat în 1891, când era aici ocupația otomană. Turcii au făcut prima cale ferată, făcea cam 3 ore jumate. Și-a ținut așa până indicul vreo 3 ani. Că era mult mai rapid să mergi cu mașini decât cu trenul. Da. Nu, era 3 ore jumate la început, după aia mergea într-o oră și ceva. Trenul ăsta nou, a făcut o cale ferată nouă, cu tuneluri care o companie din chineză a făcut de o nebunie. 20 de minute, Tel Aviv, Ierusalim. Mamă! Express. Da, 220 de km pe oră. 20 nu, de minute. Nu, viteza este, distanța nu-i mare, Tel Aviv, Ierusalim, 60 de km. Asta era pământul nimănui. Până în 67, până la război de 6 zile, aici era, nu era Israel, nu era Iordania. Încolo era Iordania. Dar în 67 s-a terminat asta și s-a făcut șoseaua asta nouă. Și de acum în fața noastră vedem încet, încet niște dealuri, da? Când vorbim de munți în Israel, nu ca în România. La noi de acum un deal frumos în munte. Vreau să sper că când ajungem la Ierusalim e mai puțină ploaie. Sper. O să vedem. Poate vorbi despre vreme, nu putem face nimic contra. Cetate, înăuntru și acolo. Da, eu să parchez mașina la o parcare la Poarta Jaffa. Aha. De acolo, da, la subsol. De acolo până la Sfântul Mormânt e câteva minute de mers. Și o parte e acoperit. Puțin despre istoria țării, așa, în da. Fugă. Începem cu Moise, care i-a scos din Egipt, poporul evreu, și a vrut să-i aducă în țara făgăduită, țara Canaan. Nu prea a ajuns rapid, i-a dat vreo 40 de ani să se învârte în pustiu, când Dumnezeu l-a pedepsit. Și pedeapsa a fost datorită faptului că el, vrând să aibă apă, a văzut cu toiag într-o stâncă și a spus să iese apă. A ieșit. Dar Dumnezeu a spus, nu le să le fac eu, nu tu. Din cauza asta, Iisus, tu ai să vezi țara făgăduită, ai să vezi de la distanță, n-ai să intri. Și chiar nu intră. Dar e învârte în pustiu din altă cauză, pentru că când a ajuns la Iordan pentru prima dată, au trimis 12, să spunem așa, spioni. 12 oameni, care erau șefurile tribulor, să vadă cum este țara. Și ei se întorc și spun, nu e cine știe ce chilipire asta, nu e pentru noi, sunt niște uriași acolo. Nu, în Egipt aveam mâncare, ce trebuie să ne ducem la luptă cu ăștia? Și pentru că le-au făcut frică, să zic așa, necredincioși, i-au luat în pustiu, în pustiu Sinai, și se învârtesc acolo 40 de ani, până va muri acea generație care nu a avut încredere în Dumnezeu. Asta a fost motivul căruia Moise s-a învârtit cu ei 40 de ani și în fiecare an, în ziua de Yom Kippur, ziua sfântă în calendarul evresc, moreau câteva zeci de mii. Până într-o zi că au văzut că nimeni nu a murit. S-a zis, măi, poate ne-am încurcat cu un om numărat bine zile. Dar încă o zi a trecut și încă și atunci înțeles că s-a terminat pedeapsa, că asta e o altă generație de oameni liberi care nu erau sclavi, îi duce la Iordan să traverseze. Dar voi să rămâne pe muntele Nebo, când vom fi la Marea Moarte, îți arăt unde e muntele Nebo, și acolo ești de sufletul, nu știm unde e mormântul lui până în ziua de azi. Iosua Bin Nun este comandantul care ia poporul, traversează Iordanul, la locul unde se face băbutează, să fim și acolo, când vom fi acolo, și cucerește prima cetate, Ierihonul, și de acolo, în volul, încet, încet, toată țara Canaan. Noi sărim puțin, nu vorbim fiecare an și săptămână, dar primul rege va fi Saul,
Întâi au fost judecători, au fost epoca judecătorilor, cine a citit Cartea Sfântă, judecătorii care erau de fapt un fel de guvernatori provinciali în diferite locuri în țară. Într-un moment poporul vine la Samuel, la profetul Samuel și spune: ajută-ne să avem un rege. Și Samuel îl alege pe Saul. Primul rege care va fi regele Israel este Saul, după care el urmează David, cel mai important, pentru că din sămânța lui David se naște Hristos. După David vine Solomon, vorbim înainte cu 3000 de ani acum. El mută capitala la Ierusalim, prima dată când capitala va deveni Ierusalim și din fața noastră de acum munții Ierusalimului. Și fiul lui Solomon nu se așade înțelepți ca tatăl, se luptă între ei și se desparte țara în două bucăți. Partea din nord se numește Israel, majoritatea poporului din partea din nord a țării și o mică parte, două triburi, din cele 12 triburi, 12 semințe poporului, rămân în zona asta centrală, în Iuda. Zona tribului Iuda, din care devine și David și Hristos. Și rămân aici. Partea din nord a țării va fi cucerită de către asirieni și nimicită. Oamenii sunt duși în exil. Fac o mică paranteză, aici la dreapta este un han turcesc, pe aici era drumul când se mergea cu căruța de la Tel Aviv la Ierusalim. Era un drum foarte mic, de mărimea unei căruțe. Și încet încet noi ne urcăm, mai reîntorc la istorie. Da. Scuzați, da? Tot ce vedeți aici plantat, eu sunt plantat, că România e plină de păduri, la noi nu avem păduri. Era o țară cu păduri odată. Turcii când construiesc prima cale ferată, dau ordine să tai în mod sălbatic, fără niciun pădurar, fără niciun plan, să tai copaci ca să aibă combustibil și dispar pădurile. Și din începutul secolului 20 până astăzi, noi am plantat mai mult de 285 de milioane de copaci, peste tot. Majoritatea copacilor sunt plantați. Din cauza asta, tot ce vedeți aici nu e natural. Nu e din plastic, dar nu e natural. Din păcat, ce sens nu e natural? Adică e plantat de oameni. Ia vreo 20 de ani să crească o pădure și dacă vine un vecin nu așa drăguț, un arab care dă foc, este o zi caldă, și arde o bucată mare din pădure, în 20 de minute s-a carbonizat și a crescut 20.000 de ani. Avem o luptă care nu se termină cu asta. Câteodată și natural, de la un trăzne poate să înceapă, dar de obicei e ceva provocat. Noi urcăm acum, nu simțiți prea tare că ne urcăm, dar ne urcăm tot timpul spre Ierusalim. Suntem deja la vreo 300 de metri înălțime. Am făcut de acum războaie. Asirienii au dus 10 triburi, au exilat aici, așa nu mai știm unde sunt. În locul lor au dus samariteni, să mai vorbim despre samariteni. Partea de la sud, Iudeea, a rămas și va fi cucerită. Primul templu va fi distrus de babilonești în 586, înainte lui Hristos. Xerxes te dă să se întoarcă, după ce sunt duși în exil în Babilonia, se reîntorc aici evrei și construiesc un alt templu, al doilea templu, care va ține până în anul 70, până Titus va dobori rebelia și va termina templul, de atunci nu mai este templul Ierusalim. Al treilea templu se spune că va fi ceva ceresc, va veni cu Mântuitorul. La Mântuitor avem câteva, să spunem așa, evrei îl așteaptă pe unul care se numește Mesia. Hristos înseamnă Mesia. Pentru că Hristo, în grecești, înseamnă cel care a fost uns. Mesia înseamnă cel care a fost uns. Ce înseamnă uns? Uns de Dumnezeu, că este regele regilor. Din cauza asta, Hristos este numit Mesia. Evrei spun, așteptăm un altul. Și ăsta era evreu, dar au mai fost unii care au spus că ei sunt. Însă, de aici vine chestia între Mesia, din ăsta sau din ăla. Unde am ajuns? Am ajuns la Ierusalim încet. Da. Aici e ceva interesant. Asta e un tunel. Ăsta nu e tunel. Au făcut un pod ca animale să poată să treacă de la stânga la dreapta și invers. E special pentru animale. E special, pentru că s-a făcut autostradă și nu puteau să strigi viața. Ce fel de animale sunt aici? Ce vrei? Nu elefant și nu tigri. Avem vulpi, avem lupi, avem căprioare,
Avem tot vele astea mai mici. Prea mulți lupi nu sunt aici. Porci mistreți? Porci mistreți, slavă Domnului, da? Avem o mulțime. Prea mulți de acum. La Haifa sunt verbi bistrezele principale, mănâncă toate gunoaiele și oamenii nu prea sunt îndrăgostiți de asta. Și lângă casa unde locuiesc eu, lângă localitatea unde locuiesc, ei sunt în spațiul lor, e habitatul lor normal. Da. Dar noaptea când merg cu mașina, nu merg prea repede, câteodată poate să ieși o familie de cu doi purcei, părinți, cu încă vreo 10 mici, nu merită să intri cu mașina într-un bistrez în ăștia, e foarte mare. Uite, ne urcăm de acum, suntem cam la 800 de metri aici, înălțime. Ne apropiem de Ierusalim. Ne apropiem, 10 minute suntem la Ierusalim. 20 de minute până la parcare. Mai picură, dar mai puțin decât la Tel Aviv. Da. Puțin. Ați observat poate că pe drum până acum n-am vorbit de saturi arabi. Da. Erau pe aici arabi, dar în lupta din 48, n-am ajuns până în 48, da? M-am oprit undeva acolo cu Moise. Cu Moise, da. Cu exilul, da. Hai să continuăm cu istoria încă puțin. Da. Istoria, am vorbit despre Titus, bine, tot este chestie de rebeli. De ce s-au revoltat evrei aici, în țara asta? Pentru că nu vreau să jertfească pentru zeii romani. Asta era numărul unu, subiectul numărul unu. Și atunci vine Titus, termine rebelia, doboară, însă nu trimite poporul în exil. Mulți greșesc, cred că Titus a scos poporul de aici în exil pentru 2000 de ani. Nu. Asta nu se întâmplă în anul 70. Asta se întâmplă în 135, când îl duce pe Hristos spre locul de Golgota, spre locul unde va fi pus pe cruce, la 8 opriri întâlnește femeile Ierusalimului care plâng pentru soarta lui și el îi spune: nu plângeți pentru mine, ci pentru copiii voștri și pentru acest oraș, că nu va rămâne piatră pe piatră și va fi plin de sânge. Și asta se întâmplă exact 100 de ani mai târziu. El la 33 de ani a fost urcat pe cruce, la 132, o altă rebelie, un alt împărat roman, Adrian. Și Adrian e foarte tare. Adrian vine, rade Ierusalimul, exact cum a spus Hristos. Omoară mulți și scoate tot ce a rămas și trimite în exil pe 2000 de ani. Și de atunci țara va rămâne aproape nepopulată de evrei. Puțin a rămas, dar foarte puțin. Deci încep 2000 de ani de exil. Când se reîntorc evrei, mulți greșesc și cred că Teodor Herzl, un mare ționist, unul din primii, face un congres la Viena în 1898, spune: hai să ne întoarcem în țara strămoșilor. Nu e exact. Moinești, ăsta este locul. În România, la Moinești, este un congres a comunităților de evrei din România. Vorbim acum de evrei religioși, cu perciuni. Mă întorc la evrei din România. Singurul sat arabesc este de aici, de la stânga, Abu Ghosh se numește, singurul care a rămas după război din 48. Și a rămas pentru că erau aliați cu israelieni. Nu au fost contra, ei nu s-au luptat contra. Se spune că aici este Emmaus, unde după ce a înviat, Hristos a stat și a mâncat cu doi ucenici aici. Emmaus. Și locuiesc arabi aici acum, prieteni? Da, toți arabi. Creștini sunt două mănăstiri, ceva nimic. Bine, cetățenii israelieni. Da, da, cetățenii israelieni, asigur. Și aici, în dreapta? E același sat. Același sat. Împărțit în două părți, că a trecut de autostradă. În cartieră satul ăsta. În 1881 este un congres la Moinești, de acolo încep să vină în Țara Sfântă câteva mii de evrei români, care n-au nicio experiență cu agricultura. Ei vin și înființează primele colonii, primele sate de aici. Și poate din cauza asta, când întrebați un israelian care este dansul popular israelian, o să vă spună toți: hora. Și eu totdeauna le spun tuturor: să știți, hora e dans românesc. Au fost adus din acei evrei de la Moinești, care nu știau alt dans. Nu au dansat cazacioc, au dansat hora. Sunt multe cuvinte în limbajul israelian care provin, de exemplu, la construcții. Sunt multe care vin din limbajul român. Pentru primii care au fost aici să construiască erau români. Astea vor fi câteva așezări. După asta, de la secolul 20, încep să vină și
evrei din Rusia care nu sunt religioși. Sunt noi comuniști. Au de acum ideea marxist-comunistă, tineri, fără perciuni, fără nimic cu religia, e bine să facă aici colectivi. Începe un fel de colectiv comunist. Și ei înființează primele așezări care vor fi numite kibbutz. Și vor vorbi de kibbutz separat, duminică. Kibbutz înseamnă împreună. Asta de acum pot adevărat, să nu-i pentru animale. Trebuie să muntine. În 1918, după primul război mondial, turcii pierd tot Orientul Mijlociu, după 400 de ani au stat aici stăpân și va începe un mandat englez. Englezii și francezii împart Orientul Mijlociu între ei. Simplu, cu creionul pe hartă. Israel devine mandat englez. Și vor fi aici până în 48. În 1948 se declară independența statului Israel de către Ben Gurion, care va fi primul ministru. În 47 la ONU a fost declarat că va fi stat Israel. De fapt, statul era mult mai micuț. Era cam 40% de cât este astăzi. Și restul era pentru arabi. Asta e ce a fost decis la ONU, 47, noiembrie 47. Numai că arabii spus, nu, noi nu acceptăm, noi aruncăm pe toți în mare. Ben Gurion a spus, și asta este bun, să avem ceva. Eu încep un război groazav de 48, război de independență, la sfârșit rămânem cu tot teritoriul și mulți arabi au plecat de aici, pentru că au fost chemați de țările arabe de jur împrejur, au spus, hai veniți la noi, stați aici două săptămâni, terminăm pe toți și le luați și casele lor. Mulți s-au dus și nu s-au mai reîntors atunci. Și asta a rămas cu problema care se numește în ziua de azi problema palestiniană, măcar că niciodată nu a fost un stat palestinian. Nu a fost steag, nu a fost stat. Primul care ne-a numit țara asta Palestina va fi Adrian. În a doilea secol, după ce a terminat rebelia, Ilham din toți ăștia care fac revolte, că nu vor să zeiască, să jertfească zeilor, și spune, de acum nu mai vreau să aud provința Judeea, de acum se va numi provința Palestina. Pentru că filistinienii erau un trib grec. Din timpul regelui David, Goliat, care s-a luptat cu David, era filistinian. Și el spune, mă, ăștia nu mai au niciun local patriotism. De acum, Palestina. Toate monedele, toate hărțile primesc denumirea de Palestina. Și asta va fi până în 48, când se va reclama țara Israel. Am trecut așa rapid istoria până în 48. După 48 am avut câteva și câteva războaie, desigur. În 56, campania din Sinai, când am fost aliați cu englezii și francezii ca să deschide canalul Suez, care a fost naționalizat de către egipțieni. În 67 a fost război de 6 zile renumit, când au avut să ne atace din toate colțurile, din toate țările, 7 țări arabe, să ne arunce în mare, că asta e dorința lor tot timpul. Însă, în 6 zile am terminat, am avut un război rapid și am învins. În 73 am avut încă unul, când Egiptul și Siria ne-au atacat instantaneu și ne-au surprins. După o lună jumate de lupte grele, i-am învins și aproape am ajuns la Damascus și la Cairo. Și acum avem, slavă Domnului, pace cu Egiptul, de acum de 30 de ani. Anwar Sadat a fost cel care a dat mâna și am făcut pace. Cu regele Hussein din Iordania am făcut pace înainte cu vreo 20 de ani. Eu nu știu dacă toți știu, dar toți cred că americanii au fost cei care au făcut pace. Greșeală mare. Americanii fac multe greșeli. Pacea a fost făcută datorită la doi români. Ei au fost nașii cei care au făcut pentru noi relațiile cu lumea arabă. Unul se numea tovarășul Nicolae Ceaușescu și unul rabinul Șef Rozen din timpul lui. Dacă întrebați în Israel cineva dacă cunoașteți un șef a țării române, nimeni nu știe Gheorghe Dej, Maurer, nimic. Ceaușescu? Da, tot știu. Pentru că el a fost unul din cei care ne-a adus pacea cu Egiptul și așa mai departe. A mediat relația dintre Israel și Egipt. N-am știut asta. Ei erau în spatele culiselor, ei au făcut toate tratativele. Bush s-a fotografiat și-a dat mâna. Dar cine a făcut toate tratativele a fost Ceaușescu și Rabinul Rozen. Majoritatea turiștilor din România, când spun asta, nu știu. E adevărat, nici Israelii nu știu.
Nici israelieni nu știu tot. De-astea adevărat. Și acum cu Siria nu avem pace, dar nu avem război. Nu ne luptăm acum. De fapt nu mai există Siria, pentru că s-a destrămat în ultimul 10 ani. Libanul ar fi trebuit să fie prima țară cu care facem pace. Asta era întotdeauna întrebarea la noi. Cine o să fie a doua țară cu care să semneze pace cu noi? Că eram sigur că Iordanul, cu majoritatea creștină și înțeleptă, trebuia să fie prima. Numai că mișcarea lui Arafat, care s-a mutat în Liban, și după aia șiiția lui Hezbollah, cu Iranul din spate, a format un program diferit, un program de război cu care nu se termine. Nu mai există țara. Mulți creștini de acum au părăsit Libanul și Libanul a rămas parcă țară, dar nu există. Mai vorbim despre asta când ne urcăm la nord și să vedem. Și suntem în 2022, slavă Domnului. Mai pe aici, pe acolo, mai avem probleme cu fâșia Gaza și acolo sunt cei susținuți de către Iran care atacă Israelul cu rachete contra populații civile, de fapt, nu contra armate. Cu armate nu se poate lupta, dar grădinițe de copii, da? Avem sisteme antirachete, le vindem și toată lumea în ziua de azi. Apărarea ne costă bani. Bugetul nostru de apărare e foarte mare, vreo 28%, o mulțime de bani. Dar cu asta ne ținem, că dacă nu să fim tari, nu să fii pace. Asta e singurul sistem. Dacă vrei să ai pace cu lumea arabă, trebuie să fii tare. Arabii știu și ei spun asta. Când bați, se bați cu un băț mare. Să fii tare. Nu este nicio țară cu democrație, din păcat, în toată zona asta. Singura țară în care un rab poate să scoie prin steagul nostru, să spună ce vrea și nu se face nimic, e în Israel. Și ei știu asta. Li s-a oferit la multe sate arabești, dacă vreți așa să fiți palestini, hai să treceți în cealaltă parte. Nu vrem. Rămânem aici. Ne convine. Nu știu dacă în epoca noastră să vedem că este democrație în țările vecine, nu se prea vede la distanță. Însă se speră că să fim un fel de status quo, știu, cumva. Mai vorbim pe drum despre probleme când suntem lângă frontiere, că uite, am intrat în Ierusalim. Welcome to Jerusalem. Este menționată și în papirus care a fost găsit înainte cu 3000 de ani în Egipt, Ierusalem, ierașul păcii. Se spune așa, Shalom înseamnă pace. Când ne întâlnim ziua, spune bună ziua, spunem Shalom. Nu-i prea pace, e dorință. Sau pace binecuvântată. Peste tot, toate popoarele care au cucerit țara asta au vrut să prindă Ierusalimul. Au fost dărâmate cele constelate de multe ori. Așa că nu e chiar orașul pace, dar e orașul sfânt. Aici a înviat Mântuitorul, aici se va reîntoarce, după cum este scris în Scripturi. Și de aici o să iese lumina în lume, așa e scris. Suntem în Ierusalim, în partea de nord a orașului. Se construiește tot timpul, tot ce este aici pe stânga, totul nou, din ultimii 2 ani. Și Ierusalimul este foarte scump la imobiliare, ca și Tel Aviv, pentru că tot capitala e important. E un oraș mai sărăcuț decât Tel Aviv, că la Ierusalim vreo 30% sunt religioși ortodoxi. Care, știi, ortodox poate să fie și creștin, și evreu, și musulman. E un cuvânt grecesc. Orto, în grecește, înseamnă drept. Când mergi la un dentist, mergi la un ortodent. Orto, cel cu credință dreaptă. De asta ești creștin ortodox sau evreu ortodox. Sunt evrei ortodoxi și sunt unii care sunt numai religioși, care nu sunt foarte cu perciuni și cu pălărie mare, ca să-i mai vedem. Dacă am 30% și ei nu sunt foarte bogați, ei nu plătesc așa mult de impozit la stat, pentru că n-au venituri, așa că sunt scutiți. Din cauza asta e o primărie puțin mai sărăcuță. Dar cum n-ar fi Ierusalim? Ierusalim. De unde începem acum noi? De ceva? Nu-i timpul bun. M-aș duce pe Muntele Măslinului, dar n-ai să ai priveliște frumoase. Poate rămânem... Poate să mergem în cetate prima dată și poate între timp se oprește ploaia. Da. Deci... Acum suntem aproape de Muntele Măslinului, dar nu merită. Opresc aici, asta a fost partea întâia cu drumul dinspre Tel Aviv înspre Ierusalim. Așa, și va fi aici. O să continuăm cu partea a doua, vizita în Ierusalim.